Noua clădire are un regim de înălțime parter și etaj mansardat cu trei săli de grupă ce beneficiază de o orientare optimă din punct de vedere al însoririi și o sală multifuncțională la care se adaugă alte spații administrative necesare, grupuri sanitare și vestiare pentru copii și pentru personal, cabinet medical prevăzut cu oficiu și izolator și un acces principal și altul secundar de evacuare pe latura nordică. Totodată a fost împrejmuită și amenajată curtea unității și a fost amplasat un loc de joacă. Este o nouă grădiniță care se dă în această zonă de cartierul Traian, mai aproape de Dovale, cu cunoscători, mai aproape de Dovale, situată. Este o grădiniță care a avut ceva probleme, în sensul că un constructor care a câștigat licitația a fost scos de aici pentru că nu și-a făcut treaba cum trebuie. După aceea a avut o nouă licitație. Am avut noroc cu firma care a câștigat de această dată licitația, o firmă de Vâlcea, o firmă foarte serioasă, care aș vrea să-i mulțumesc că a preluat din mers construcția. Și uitați-vă că ne aflăm în decembrie și această grădiniță este la cheie. Această grădiniță va fi dată la administrare grădiniță grădiniță în Traian și va fi grădiniță cu program 8-12, arată impecabil, au curte, au locuri de joacă, au sări de clasă care sunt excelent aranjate și, cum am spus, foarte multă căldură. Deci, primăria municipiului de Vâlcea continuă seria investitorilor. Această grădiniță a fost pe PNR. Tot pe acest proiect a mai inaugurat o grădiniță în Ostroveni, grădinița Ostroveni 1, și corpul de sala de sport și modernizare a școlii Waldorf. Au fost trei obiective pe PNR, care au fost făcute la cheie. Conform planurilor administrației locale, investițiile în învățământ vor continua și în 2023. Și acum mă refer la sala de sport de la Colegiul Mircea cel Bătrân. Acea sală de sport pe care ne-am judecat 20 de ani ca să vedem cine e proprietarul, în sfârșit s-a stabilit că primăria este proprietarul și a intrat în modernizare cu ea. Este o investiție foarte mare. Deja am început și reparațiile la sala de sport la Colegiul La Hovare. În acest an am făcut 4 săli de sport în municipiu. Vreau și la anul să facem aceste 2 săli de sport să fie făcute la cheie. Și vom continua investiția în dotarea tuturor școlilor și liceilor din municipiu. Suntem în faza pregătitoare de a atrage fonduri pentru modernizarea mobilier cu sistem informatic, în așa fel încât școlile din municipiu să fie cu adevărat pe primul loc, și ca prioritate și ca frumusețe, dacă vreți. Este cel de-al treilea obiectiv pentru care Primăria Râmnicului a obținut finanțare prin PNDL după corpul multifuncțional de la grădinița Waldorf, finalizat în ianuarie acest an, și grădinița Ostroveni din vecinătatea locuințelor sociale de pe strada omonimă, finalizată în septembrie 2020.